Maria Holbură nu e talentată doar la gimnastică, ci este și o adevărată artistă. De patru ani, sportiva calificată la Olimpiada de la Tokyo și-a descoperit o nouă pasiune. Pictează tablouri pe numere. Pur și simplu mi-a plăcut așa niște tablouri, mi le-am cumpărat și am început să pictez. Până acum, Maria a pictat cinci tablouri. Unele dintre ele sunt la Deva, iar altele în casa părinților de la Constanța. De ultimul, un portret s-a apucat în cantonamentul de la București, unde gimnasta va rămâne împreună cu lotul național de senioare până în aprilie, când vor merge la campionatele europene de la Basel. Mai vin uneori supărat de antrenament, nu mi-e și ceva, am fost obosită sau... După aia vin în cameră, mă apuc să pictez și îmi trece. Dacă nu ar fi făcut gimnastică de performanță, Mariei ar fi plăcut să fie pictoriță. S-ar fi plăcut să pictezi, eu, nu știu, să iei lecții de pictură? Uh, da, dar doar dacă n-aș fi făcut gimnastică, ca să am mai mult timp să fac asta. Pentru că îi place foarte mult să stea în fața pânzei colorate, Mariei îi ia puțin până termină un tablou. Uh, cel mai repede l-am terminat în două zile <laughs> și a fost tot așa, foarte greu, doar că pur și simplu aveam nevoie să stau la el, să-l termin. La campionatul mondial de la Stuttgart din 2019, Maria Holbur a îndeplinit criteriile olimpice și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo din această vară. Pentru cea mai mare competiție mondială a planetei, Maria nu și-a făcut planuri. Vrea doar să fie ferită de accidentări și să reușească să-și ducă la capăt integralele.